A fost chemat la Procuratura Anticorupție pentru a studia materialele dosarului, dar odată a ajuns a aflat că acesta a fost deja trimis în judecată. Vorbim despre dosarul lui Dorin Chertoacă, edilul Capitalei, care nu numai că nu a avut acces la dosar, ci a aflat că este deja trimis în judecată. La sfârșitul săptămânii trecute, primarul capitalei Dorin Chirtoacă a fost solicitat de procurori pentru a continua să studieze materialele acuzării. Ajuns în această dimineață la procuratură, acesta a aflat că dosarul a fost deja trimis în instanța de judecată, iar anchetatorul de caz a plecat în concediu. Anunțul a fost făcut de Dorin Chirtoacă pe pagina sa de pe o rețea de socializare. Procuratura a dat bir cu fugiții. Astăzi m-am prezentat la procuratură pentru a continua studierea materialelor dosarului, așa cum am fost chemat vineri 21 iulie să-mi fie prezentate materialele, mi s-a adus la cunoștință că procurorul de caz a plecat în concediu, iar dosarul este trimis în judecată cu încălcarea legii fără să avem posibilitatea să-l studiem până la capăt și fără să vedem pe video confruntările alte materiale. Apoi trebuia să formulăm cereri demersuri, întrebări, a scris Dorin Chertoacă. Potrivit acestuia, neavând alte mijloace de comunicare în semn de protest față și de acest abuz, a publicat pe pagina sa și o scrisoare adresată partenerilor externi cu privire la acest caz, precum și pot cu pisica din Germania din anul 2014, care figurează ca probă la dosar. Nu am nimic cu cei care se ocupă propriu-zis de dosar, probabil își fac doar meseria, dar toate luate împreună, așa cum este descris și în scrisoare, arată cu totul altceva decât se pretinde a fi. A mai scris Dorin Chirtoacă. În scrisoare adresată oficialelor europeni, Dorin Chirtoacă se plânge de abuzurile justiției din Republica Moldova și le cere acestora asistență în acest caz. Amintim că Dorin Chirtoacă este cercetat penal în dosarul parcărilor cu plată. Primarul pledează în continuare nevinovat, iar colegii săi de partid consideră că acesta este un dosar vădit politic și că probele aduse de procurori sunt nule. În același timp, liderul Pele Mihai Gimpu susține că în spatele arestărilor membrilor Pele ar sta Anatol Șalaru, Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc.